Au corectat lucrările, se întreabă ce au învățat totuși acești copii în 12 ani de școală. Rolul verbelor la imperfecție, să înțelegem că autorul era la început și nu scria chiar grozav. Mai târziu, în operă, criticii au observat că totul a devenit perfect, mai ales verbele. Scrie un elev care vrea să fie original. Un alt coleg îl întrece. Două motive literare sunt că scriitorul e talentat și că n-are servici, așa că scrie și vinde romanele. Iată și o explicație a întrebărilor retorice. Rolul interogațiilor retorice e să-ți răspundă cineva când nu știi unele lucruri. Doar că nu te aude nimeni. Întrebarea e doar de design. Un alt absolvent a găsit un sinonim original pentru cuvântul straniu, ușchit. Iar dezbaterea despre secvențe artistice i-a lăsat pe profesori fără replică. O secvență temporală este când omul se uită la ceas. Dacă se uita la o hartă, era o secvență spațială și dacă punea o muzică, era o secvență auditivă. Iar în cazul lui Arghezi, unii chiar n-au știut dacă este unul ori sunt mai mulți poeți. Mi se pare cam greu. Arghezi, poeziile lor. Leitmotivul operei lui Arghezi este copilăria, cu veselie și jocuri. Jocuri în poienițe, ca pe vremea lui, nu online, ca acum. Candidaților li s-a mai cerut să creeze și un enunț pornind de la o expresie cu cuvântul os. Iată rezultatul. O expresie modernă a cuvântului os este ios. I vine de la internet. Au fost și candidați care au găsit de cuvință să-i critique pe profesorii autori de subiecte. Elementele de prozodie nu există, pentru că ne-aș cerut o poezie, nu o proză. Solicit comisiei să ia în calcul că acest subiect este o capcană și să-i ajute pe elevi să nu cădem în ea. Aș vrea să comentez, dar nu știu ce înseamnă talazurile. Consider că la română putem fi lăsați cu dicționare și la matematică cu calculator. În alte țări așa e. În fine, elevii nu i-au uitat nici pe americani. Campaniile alimentare sunt bune, să nu mai băgăm în noi prostii cu gust bun. Chiar dacă noi nu înțelegem despre fast food, americanii grași spun că stă puțin pe limbă și mai mult pe șolduri. Nu am făcut cât trebuia, se putea și mai bine, n-am ce să spun. Găsiți și alte perle ale elevilor pe site-ul nostru www.știrileprotv.ro.